România anilor 2007. Un hotel al profesorilor, să facă check-in, un fel de bazar. Mulți dintre englezi și greci. Wow! Și suntem foarte obosiți. Da, așteptăm ferii și astăzi mergem dintr-o țară în alta, mergem de la Dasucu până la Irenia. Da, aici e foarte multă lume. Deja stăm de 2 ore aici. Nu știu dacă se vede bine în spate, dar avem un gard așa, ne simțim ca în cala pucărie. Un gard ghimpat așa, cu sârmă ghimpată. Încă mănâncă. Acum este aproape ora 11. O să ajungem la 5:30. Lume multă. Lume multă și cu multe bagaje. Foarte multe bagaje. Mi-am amintit de România anilor 2007, Atlasip, Spania, Italia. Nu știu ce Românie, dar atâtea bagaje și atâtea papornițe și atâtea oale și castroane, de mult n-am mai văzut. Cu mic, cu mare. Biletul cât a costat? 42 de lire englezești, cam așa. Dar luat cu ceva vreme înainte, nu? Da. Cu o lună, jumate, chiar 2, poate. Și am intrat în imensa barcă care ne duce în Cipru. Wow! Mă duc să las bagajele. Avem 2 bagaje pe care trebuie să le lăsăm jos și pe urmă mă duc sus la sală. E enorm. Până la urmă, cu puțină îmbulzeală, dar totul a fost ok, cu vreo cam o oră întârziere am reușit să intrăm și totul a fost în regulă. Acum sperăm să avem un drum plăcut. Și așa arată sala unde noi o să petrecem următoarele 6 ore. Mira a găsit deja locul și să avem drum bun. Și ne apropiem încetişor de Chirenia. Cam aceasta ar fi intrarea în port. Și cam așa arăt eu după 2 zile de dormit prin barcă, autobuz. Da, acestea sunt bagajele noastre și Bogdan a mers să... Nu să facă check-in-ul, a mers să ia, să se conecteze la internet, să vedem cum ajungem la hotelul nostru. Și cimitirul englezesc și noi pe drum și câteva blocuri mai urâte, aș zice eu. Dar ce-am văzut interesant, un hotel al profesorilor. Hello, welcome to Chirenia! Și aceasta este camera noastră de la New Chirenia Hostel, dar intrarea se face prin Sunshine Resort. E super tare camera, super spațioasă și avem o vedere super tare de la balcon. Wow! Cam așa. În Turcia nu există cazinouri, tocmai de aceea mulți dintre turci vin aici, în Chirenia, pentru a juca la cazinou. Iar Savoy este unul dintre ele, bineînțeles. Și în drumul nostru spre castel, am dat peste acest loc un fel de bazar. Castelul din Chirenia sau Girne. Girne este traducerea în turcă. Și am ajuns și la castel, este chiar lângă mare și biletul costă 20 de lire turcești pentru o persoană. Ne aflăm în biserica Sfântului Gheorghe, care a fost construită în secolul al XII-lea de către bizantini și cam asta e tot ce a mai rămas. S-au mai păstrat câteva mozaicuri din acea perioadă de acolo. Orașul Chirenia sau Girne în turcă
fost întemeiat în anul 1000 înainte de Hristos de către coloniștii greci, iar de atunci a fost sub diverse dominații. Sub dominație bizantină s-a construit acest frumos castel. A urmat apoi dominația venețiană și cea otomană. În secolul al XIX-lea, englezii au condus această frumoasă țară. Iar în 1960, Cipru în sfârșit și-a câștigat independența. Ce folos că în 1974 turcii au invadat Cipru. Odată cu invazia turcă, mulți dintre englezi și greci au plecat către țările lor de origine. Wow, această navă a fost recuperată din mare și slavă Domnului că a ajuns până în zilele noastre. Testele care au fost făcute demonstrează faptul că nava datează din anul 288 înainte de Hristos. Wow! Ei bine, de ce ne aflăm în țara nimănui? Republica Turcă a Ciprului de Nord, ca și stat independent, este recunoscut doar de Turcia. A mai fost recunoscut de Afganistan și de Pakistan, care și-au retras recunoașterea în urma presiunii internaționale. Întrebarea noastră, de ce majoritatea oamenilor sunt tineri și de ce vorbesc atât de bine limba engleză, este dat de faptul că 14.000 dintre locuitorii orașului Chirenia sunt studenți și există mai bine de 3 universități americane. Și acum suntem în port și o bere micuță cu cartofi prăjiți, 65 de lire turcești, aceleași prețuri, hamzi 160, o cafea turcească 20, un Nescafe 25, hai, thank you! Maybe later. Totul în lire turcești. Și fata foarte drăguță care vine imediat să ne preia comanda. Acesta este un alt restaurant de aici, de la port. Și cam așa arată portul. Aici se văd bine influențele din dominația venețiană. Bărcile care pleacă pe mare așteaptă turiștii și aici fac excursii opționale de la ora 10 până la ora 5 cu mai multe opriri și prânzul inclus, prețul undeva în jur de 25 de euro. Atmosfera în portul orașului este foarte relaxantă. Multe terase cu muzică, bărci colorate, ce poți să vrei mai mult? Și se află chiar lângă castel. Și la fel, la loc de cinste, cel mai iubit dintre turci, faimosul Atatürk. Cu asta zicală, pace acasă, pace în lume! Și acum suntem în Nicozia și imediat mergem să trecem granița, pentru că, așa cum v-am spus, Nicozia este singura capitală divizată în două părți. Da. Ceva înainte să trecem mai departe, e bine de știut că în partea de nord a Ciprului puteți folosi încă lirele turcești. Deci dacă vă rămân bani din Turcia și puteți să-i cheltuiți aici fără probleme. Da, noi am ajuns din Chirenia, din Girne, am luat un microbus foarte micuț, foarte nu foarte spațios, am plătit 30 de lire turcești și am ajuns în jumătate de oră aici în Nicozia.
situația, ne-a lăsat undeva cât de cât aproape de graniță și acum sperăm să trecem granița rapid, să mergem la Paphos. Și granița se află chiar în față acolo, e bine ascunsă, greu de observat. Și am trecut cu bine de punctul de control al orașului Nicosia. Ne-au controlat pașapoartele de 3 ori, în 3 puncte, dar a fost totul foarte rapid. Singurul lucru de care ne-a întrebat a fost țigări, dacă avem țigări. Noi am bășbuit puțin, am zis că Bogdan zicea 8 pachete și a văzut și zice pachete, a întrebat dacă avem pachete mari, dacă avem cartușe și nu, pachete mici, azi. Ok. A fost foarte ușor, foarte simplu, fără probleme. Noi acum încercăm să căutăm de unde luăm autobuzul către Paphos, numai că suntem în centru istoric și e foarte fain pe aici, multe clădiri vechi. Ne uităm peste tot că nu știm exact de unde luăm autobuzul. Și de aici și prețurile s-au schimbat. Dacă înainte să trecem granița, o cafea era în lire turcești, acum e în euro. 3 euro. Se schimbă totul. Da. Și am găsit un băiat foarte de treabă care mi-a zis exact cum să ajungem la bus station, de unde să luăm autobuzul spre Paphos. Cam așa arată străzile din partea europeană. Am văzut și un cafe Nero, pe care, sincer, după 7 săptămâni, era dor de ceva mai apropiat culturii noastre, ca să zicem așa. Burger King ăsta nu era dor că l-am văzut peste tot. Oricum, cam așa arată prin Nicosia. Un singur lucru de care nu ne era dor era prețul 1 euro. Și aici se încheie aventura noastră în Chirenia. Și cum, mai ales cum am trecut granița în Nicosia, din Nicosia în Nicosia. Da, că am auzit că era mai complicat, că trebuie să mergi pe jos, etc., etc. Ei, vrem să vă spunem că a fost foarte simplu, fără probleme, cu pașaportul și basta. Și pe jos încă, mai ales că mulți ziceau că trebuie să iei un taxi și trebuie să mergi și trebuie să faci și trebuie să treci. Nu știu, părea foarte complicat. Dar pe jos am mers de unde ne-a lăsat autobuzul și tot pe jos am mers să luăm alt autobuz spre Paphos. Deci e foarte, foarte ușor și simplu. Da, noi acum mergem la Paphos. De acolo avem mâine avionul spre o nouă destinație. Da, și așa se încheie aventura noastră. Dacă vă place de noi, dați-ne un like, subscrieți-vă la canalul nostru și o să venim cu multe informații și destinații super tari. Țineți aproape și până data viitoare nu uitați, noi suntem Mirabela și Bogdan, Travel in 2.